crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. 8 și 37 de minute. Azi e Halloween-ul. Mi-e groază de întrebările pregătite de Luca la dublu sau nimic pentru Silviu. Bună dimineața, Silviu! Ești salut, în direct! Silviu. Azi e Halloween? Neata. N-a fost el? Neata tuturor. Neata, Silviu. Salut. Trebuie să dai bomboane și diseară. Da? Salutare. Da. Nasolă? Sau? Poți să iei bomboane și diseară, Luca? Să știi că ieri m-am înfundat de dulciuri. Da. Salut, Silviu, scuze! Mamă, dacă mă trezesc cu ăsta luc și diseară, mor. Neata. Si Halloween-ul? Sărbătorim și noi, la vârsta noastră mai puțin, dar sărbătorim și noi, un pic așa. Cât de cât? Vă colindă copii cu pretenții nu, de dulciuri? În zona Moldovei, doar cei foarte tineri de, da, nu știu, să zicem, gimnaziu, liceu. Noi cu mărțișoarele, Luca, nu cu asta. Cu mărțișoarele ne descurcăm, da, mai ușor. De la o anumită vârstă e Halloween în fiecare seară. Exact, exact. Cu ce te ocupi, Silviu? Profesor sunt, dar nu vă spun ce predau, că după aia mă întrebați cu legile lui om, cu astea și nu mă pricep. Am înțeles. Da, bine, da, Silviu. Da, apropo, dar profesor, să știi că... ca să vorbesc corect. Profesor. Ne zici, da, la sfârșit, da? Da, da, da. Bine, da, perfect. Acum sper să fie sfârșitul mai încolo, nu chiar atât, da, de repede. Păi nu avem patru întrebări, uite. Nu e aici. Bravo. Nu e aici. Pune și tu pitișul. Hai să-i dăm drumul la concurs. Mult succes, Silviu. Mersi. 100 de euro. Înțeleg că ești acasă, Silviu, nu ești la școală. Nu, deocamdată sunt acasă, la școală după amiază. Dar ești profesor de liceu sau de gimnaziu? Acum mă întrebați de liceu. Lasă-mă omul în pace, a zis că nu ne spune ce fel de profesor e, ne spune la final. Tu profesor de fizică? Lasă-l în pace. De și ce... dacă face legea lui om, e la gimnaziu. Silviu. Da. Pentru 100 de euro trebuie să ne spui, așa în deschidere, de încălzire, ce înseamnă polivalent? Ai mai multe opțiuni, mai multe... ești calificat în mai multe lucruri. Bun. Diferite skill-uri, abar n-am. Ești mulțumit, domnul? Domnule, sunt mulțumit. Ești mulțumit, da. Colegului. Greu de trebuie... asta să fie răspunsul un cuvânt, nu e cu mai multe explicații. Noi aici discutam... Eu sunt obișnuit ca la școală, scuze, dar la școală trebuie să explicăm. Aici e nimerit-o. Aici noi discutăm înainte de a intra în concurs. Ce facem noi dacă concurentul răspunde polivalent? E cu mai multe și aici sună ceasul. E cu mai multe, e suficient răspunsul? Adică dacă e cu mai multe, să știi. Mai multe. Astea sunt genul de întrebări de deschidere care uneori le pun probleme concurenților emotivi. Da. Și pot genera răspunsuri haioase, uneori chiar memorabile, cum am avut de-a lungul timpului. Dar nu suntem foarte scorțoși la... bravo. La răspuns când... Poate ești un promo, cine știe, adică... Da, puteai, știi, dacă spuneai tu ceva, nu știu, la polivalent, că înseamnă sportiv. Păi, adevărul că ce alegi? 100 de euro care sunt trecători? Sau nemurirea de a intra într-un promo la Europa? Și asta e bună, da. Bine, ai... Silviu, 100 de euro. Da, mergem. Sper eu mai departe, vedem. Păi nu, trebuie să fii sigur, că altfel... Ok. 200 de euro. Acum, Silviu, pentru 200 de euro, numește o țară care are deschidere la Marea Moartă. Israel. S-a notat. Mai știi vreo țară în afară de Israel care are deschidere la Marea Moartă? Nu, cred că Iordania. Întreba mâine, Luca. Ce altă țară în afară de Israel... Noi ne-am dat seama cu acest prilej că nu sunteți profesor de geografie, Silviu. Ai fi răspuns mai repede, dar răspunsul este complet și corect. Cum răspunsul, ce? Israel și Iordania, da, dar ezita cu Iordania. Dacă era profesor de geografie, zicea instantaneu. Nu poți. Noi ne-am luat... Nu, m-am gândit un pic, da. Ca să explicăm, mi-am cerut detalii suplimentare, dar răspunsul a fost Israel. Deci eu zic că nu e nici profesor de sport, nici de geografie până acum. Eu am o nedumerire cu Marea Moartă. E de fizică. Ați fost la Marea Moartă? Nu mă întrebați de fizică. Nu te întreb, nu e de fizică. De fizică se teme. Nu se schimbă, stai liniștit, nu se schimbă. Eu am altă nedumerire. Acum, în afară concursul, întrebarea mea este: ai fost la Marea Moartă? Da. Doamne, sunt musculițe multe, muște, așa cum se... Că eu n-am fost.
Nu, e doar foarte multă sare și e și nu foarte se muște? Mișto pentru piele. Nu, n-am văzut nicio muscă. Am văzut altfel de arătări. Legioane. Dar, ce legioane? Dar nu sunt legioane, sunt domnișoare, sunt turiști, sunt turiste. Erau multe rusoaice pe vremea mea și am fost dezinformat. Primesc mesaje, da. Nu e nicio muscă acolo. Asta că mă întrebam, mi-a zis ceva, sunt multe muște. Din ce trăiesc ele, muștele, dacă e numai sare acolo și nu crește nimic, din ce trăiesc ele, nenorocitele? Hai să revenim la Silviu. Silviu, ai răspuns corect la două întrebări, ești la mijlocul jocului nostru, dublu sau nimic. Azi avem un total de 800 de euro. Cum spunea și Vlad mai devreme, să știi că noi facem conversație cu tine între aceste întrebări, ele nu se schimbă, sunt fixate de la început, adică chiar nu contează dacă ești profesor sau ai orice altă meserie. Și cu asta în minte, gândește-te că ai câștigat 200 de euro, sunt ai tăi, ai și opțiunea să mergi mai departe pentru 400 de euro. Hai să mergem. Bravo, îmi place de tine. Bravo, așa, bravo. Da, așa faci și cu elevii când îi scoți la tablă și răspunzi. Hai să mai ziceți-mi întrebarea. Lasă-l, care emoții? Ai emoții, Silviu? Am un pic, pentru că din afară pare foarte simplu, dar când ești direct implicat e un pic mai... Azi e simplu, Luca a fost generos. E simplu, să vedem cât o să fie simplu. Hai să vedem. 400 de euro. Silviu, de unde ai zis că ești? Piatra Neamț. Piatra Neamț. Urmărești actualitatea? Așa. Cât de cât da. Cât de cât nu? Da. Sunt ancorat cât de cât în lumea contemporană. Să te concentrezi dacă ești ancorat, că nu e grea întrebarea, dar trebuie doar să te concentrezi. Da. Pentru 400 de euro, Silviu. Spune-ne cum îl cheamă pe ministrul rus al apărării. Sergei Șoigu. Șoigu. Sergei. Șoigu. Șoigu, Sergei, Sergei, Șoigu. Șoigu, Sergei. Sergei. Aseară, Silviu, am fost la o petrecere de Halloween, ieri, wow, cu copiii. Și acolo erau mulți părinți. Nu, n-am treabă cu Șoigu, nu vreau să-l văd. Dar ne-am întâlnit. Credeam că mă întrebați de Lavrov. Prima dată oscilam, dar Lavrov e cu politica externă, cred. Da, da, da. Dar asta vreau să spun, că asta era întrebarea a doua de astăzi. Wow, am mutat-o a treia pentru că am întrebat vreo 10 părinți de la petrecere, că ei m-au întrebat, așa, ce întrebări ai mâine la concurs? Și am întrebat de asta și au răspuns Lavrov și Medvedev în 6 secunde. No, no, no. Pe urmă au revenit. Medvedev a fost președinte înaintea tovarășului Putin. Ce-a mai fost? Păi a fost, cred că șef la Gazprom, că acolo așa e ierarhia. A fost prim-ministru. Prim-ministru și șeful statului. Exact. Da. Da, dar pudelul lui Putin. Da. Exact, exact. Dar poate ne aude și se întâmplă chestii nasoale. Piatra Neamț mai aproape de voi un pic mai. Nu cred. Glumesc. Au ei capacitate. Răspunsul tău oricum este corect. Corect. Ai 400 de euro. Domn profesor, sunteți bine astăzi? Ultimul pas. Vedem. 800 de euro. Aoleo, aoleo, aoleo. Ce faceți voi mie? Dacă era 1600-1800, mă opream, dar așa, da. Așa? Nu te opri, că nu e greu. Mergi mai departe? Gata, mergem mai departe. Mergem mai departe! 800 de euro. Ce mai e 800 de euro în ziua de azi? Ne ia toți banii astăzi, n-am nicio... E bun, dar e așa, păcil, domn profesor, e păcil, încet. Tu când te bucuri, cum ești? E... Ascult Rammstein, Korn, chestii din astea. Nu se pa, nu se simte. Ba da, ba da. Am fost foarte generos și ultima săptămână, Silviu, și pare că începem și pe asta în aceeași notă. Pentru 800 de euro trebuie să ne spui, și mi-e greu să cred că te încurc, cine a scris romanul 10 negri mititei? Nu știu, Bram Stoker. Nu cred, am uitat. Nu cred așa ceva. Ultima întrebare era cea mai simplă. Super simplă. 10 negri mititei. Și au rămas doar 9. Nu vine acum. Este un roman, ce fel de roman e? Roman polițist. Polițist, nu, n-am citit. Un autor de... Agatha Christie, cred. Da. Am auzit-o pe doamna. Da. Coliba unchiului Jim, îmi spune cineva. Agata, Cristi, măi, Silviu, n-aș și crezut să te încurc cu asta. Aoleu, da, Silviu, ne pare tare rău, ne lași banii astăzi, trebuie doar să ne spui ce fel de profesor ești.
De istorie. De istorie, am fost sigur. Da. Bravo, Silviu. Felicitări oricum pentru tot parcursul tău de astăzi. Îți mulțumim că ne-ai ajutat să punem banii deoparte și să-i dăm mâine, 1600. Ok, asta e. Numai bine, Silviu. Bagă un Rammstein tare! Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.